Oferte de muncă în străinătate pentru românii care doresc un trai mai bun și au curajul să se rupă de locurile natale. Aproape 800 de locuri de muncă sunt vacante în spațiul economic european. Cele mai multe sunt disponibile în Marea Britanie, Olanda și Spania, unde angajatorii caută în special muncitori în agricultură. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, angajatorii din spațiul economic european oferă însă joburi și în alte domenii. Atât angajatorii cât și solicitanții de joburi se pot înregistra pe portalul mobilității Europeane pentru ocuparea forței de muncă. Persoana care dorește să găsească un job în străinătate își poate crea un cont pe această platformă. După înregistrare, își completează formular de CV online, care poate fi văzut de angajatorii din întreaga Europa. Românii înregistrați astfel pe această platformă vor primi informații despre locurile de muncă vacante, care se potrivesc cu profilul fiecăruia, în funcție de pregătirea profesională. Angajatorii din Europa caută lucrători în agricultură, îngrijitori, persoane la domiciliu, farmaciști, infirmiere sau tehnicieni. În Marea Britanie sunt disponibile peste 170 de locuri de muncă, în Olanda aproape 170, iar în Spania circa 160. Alte joburi sunt disponibile în Germania, Irlanda, Danemarca, Finlanda, Suedia, Norvegia, Ungaria și Slovacia. Persoanele interesate pot viziona ofertele accesând site-ul sau se pot prezenta la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă de domiciliu sau reședință, unde pot fi îndrumate de consilierul EURES.